Bună, dragii mei, vă salut de la Birmingham. Sunt aici la o conferință minunată, I Can Do It. O conferință, după cum știți, aceste conferințe au fost create de către Hay House și Louise Hay. A fost onorată și contribuția lui Louise Hay la tot ce a însemnat dezvoltarea personală spirituală. Este o atmosferă minunată aici și mă bucur că mă încarc cu daruri multe, multe, multe pe care abia aștept să le împărtășesc cu voi la Angels Day pe 26 noiembrie. Voi anunța evenimentul în următoarele săptămâni, două săptămâni aproximativ. Și tocmai am avut o interacțiune cu Kyle Gray, care vă salută, și vreau să fac această citire pentru săptămâna 2, 8 octombrie, cu cardurile lui. Se numesc Keepers of the Light, cei care ajută la împrăștierea luminii în lume, și să vedem ce ne pregătește această săptămână și energia acestei săptămâni. Să nu uitați că aveți și citirea pe luna octombrie, pe care am împărtășit-o cu voi și o găsiți pe site-ul meu. Luna octombrie vine cu o chemare urgentă la a renunța la lucrurile care ne storc de energie și mai ales la lucrurile care le facem forțat din punct de vedere profesional. Pentru că Dumnezeu ne pune exact acolo unde trebuie și e important să avem încredere în deciziile lui Dumnezeu și să avem încredere că Dumnezeu nu greșește când ne dă niște daruri, să nu ne credem mai mici, mai puțin decât suntem, că El spunea, nimeni nu este mai special ca altcineva, eu nu sunt mai specială ca voi și așa mai departe, toți suntem aici, am făcut din aceeași esență și suntem aici cu un singur scop, acela de a răspândi iubire și de a ne bucura de această minunată viață. Să vedem ce ne pregătește energia acestei săptămâni. Ce drăguți! Aceste carduri sunt cu maestri, cu zeități și cu îngeri. Îl avem pe Paul Venețianul, este un maestru care ne învață să facem lucrurile cu grație, cu ușurință și care ne ajută, și imaginea pe care o am este, ne dă pensul aceea să creăm viața pe care noi ne-o dorim, ne dă creativitatea. Voi știți că artiștii primesc informațiile, ei se uită după aceea la operele lor și se minunează de ceea ce a ieșit acolo. Exact așa și noi, indiferent de ceea ce facem, în momentul în care terminăm acea muncă, se finalizează un proiect, ceva ce noi am făcut, să ne minunăm de ceea ce a ieșit acolo. Asta înseamnă să curgă prin noi inspirația divină. Așa că Paul Venețianu ne ajută să lăsăm să curgă această inspirație divină și să facem lucrurile cu grație și ușurință și ne dă acea pensulă să creăm viața pe care noi ne-o dorim. Așa, și să vedem care va fi provocarea acestei săptămâni. Ha! Deci, provocarea este Isis, da? Această zeiță puternică este o zeiță care ne ajută să manifestăm, dar atenție ce manifestăm și atenție pe ce energie manifestăm. E important în această săptămână să nu să cădem în capcana egoului, în dorința de a face lucrurile în felul nostru sau de a controla lucrurile într-un fel în care ne îndepărtează de sursă, ne face să ne îndepărtăm de tot ce înseamnă armonie, de tot ce înseamnă iubire. Și mesajul pe care îl primesc este, vezi ce lucrurile faci din frică, vezi unde stai din frică, de ce ți-e teamă, că nu o să mai ai bani, că nu o să se împlinească niște lucruri pe care ți le dorești, că o să pierzi o anumită persoană. Întotdeauna, de ce ne teamă, aia se va întâmpla. Așa că persoanele pe care credem noi că le vom pierde, jobul pe care credem că îl vom pierde până la urmă, nu neapărat că atragem acel lucru, dar pur și simplu ne punem pe vibrația fricii, care nu atrage decât lucruri negative. Deci va fi important să fim atenți ce vrem să manifestăm. Iar dacă vrem să manifestăm lucruri magice, să punem toate intențiile noastre pozitive, să lucrăm pe afirmații, pe intenții magice și să spunem la Dumnezeu și îngerii să ne pună acolo unde este nevoie de noi și unde
noi putem să ne bucurăm, unde noi putem să aducem o contribuție și în timpul acestui proces să ne simțim bine, să nu uităm să ne punem și noi pe primul loc, pentru că momentul în care faci lucrurile care îți plac, uitați-vă și la mine, da? În momentul în care ești exact acolo unde vrea Dumnezeu să fii, toate lucrurile încep să se aranjeze. Deci lucrați pe intenții săptămâna aceasta, afirmații, faceți în așa fel încât să vă smulgeți din energiile negative, să vă smulgeți din frici pentru a nu manifesta aceste lucruri. Și să vedem unde ne duce energia acestei săptămâni, 2-8 octombrie. Îl avem pe Serapis Bey, iarăși un maestru care vorbește despre ascensionare, un maestru care ne ajută pe noi să fim fideli nouă, să fim sinceri cu noi, să ne conectăm cu maestrul nostru interior, să ne conectăm cu visele noastre. În aceeași măsură, ni se spune că acolo unde este întuneric înseamnă doar că este nevoie de lumină și că dacă ne-am spart în bucățele, ne-am spart doar pentru ca acea lumină să poată intra. Și dacă lucrurile nu s-au aranjat în viața noastră așa cum trebuiau să se aranjeze, înseamnă că mai era nevoie de lumină. Așadar, este nevoie să trecem la un alt nivel, să facem lucrurile altfel. Și așa cum a spus și un alt speaker aici, se numește Sandy, în momentul în care suntem într-un loc întunecat, este de bine pentru că înseamnă că ne-am săturat și atunci urmează să facem lucrurile care trebuie să le facem. Așadar, o săptămână interesantă, o săptămână care ne duce încă o treaptă spre misiunea noastră și spre ceea ce avem nevoie. Vă salut cu drag, Scânteia Divină din mine, salută Scânteia Divină din tine și ne vedem săptămâna viitoare. Pa, pa!